Sosită joi în municipiul Dej, cu ocazia Festivalului Național de Teatru Francofon pentru Copii, delegația franceză din Le Quesnoy și-a luat ieri rămas bun de la prietenii francofoni din Dej. Vizita celor 12 francezi în Dej s-a desfășurat pe durata a 4 zile. Joi, aceștia au fost primiți de primarul municipiului Dej, Costan Morar, și au participat la deschiderea oficială a Frantuziasmului. Vineri, Festivalul Național de Teatru Francofon pentru Copii a fost reluat dis de dimineață, iar în aceea zi, delegația franceză a vizitat depoul de locomotive din Dej-Tria și Biserica Ortodoxă numărul 2 din Dej, unde au asistat și la un recital susținut de corala armonică a Casei Municipale de Cultură George Coșbuc. Stimați oaspeți, iubiți credincioși, dragi artiști, monsieur le maire, cher croyant, fidèle, cher artiste de la corală, avem bucuria ca în această seară să vă primim în Biserica Parohială Dej 2. Nous avons la joie de vous recevoir ce soir dans l'église orthodoxe paroissiale numéro 2 de Dej. Cu numele Adormirea Maicii Domnului, avec le nom l'Adormition de la Sainte Vierge, care este o mică parte din arrondismentul municipiului Dej, qui est une petite partie de l'arrondissement de la ville de Dej. Sâmbătă, la Cercul Militar din Dej, delegația din Le Quesnoy s-a delectat cu mai multe spectacole în limba franceză pentru ca duminică să aibă loc ultima reprezentație a Festivalului Național de Teatru Francofon pentru Copii, ediția a 7-a.